În cadrul evenimentului s-a vorbit despre dificultățile care s-au întâmpinat pentru înființarea extensiei din Sighetul Marmației, dar și despre realizările pe care profesorii și studenții le-au avut în acești ani. Aniversăm astăzi 20 de ani de la înființarea extensiei Sighetul Marmației, ca pol de difuzie a valorilor academice în Țara Maramureșului. În numele instituției noastre, a echipei noastre, vă mulțumim pentru efortul pe care l-ați făcut de a participa la acest eveniment. 20 de ani de când am pornit în această aventură, am trecut de vârsta majoratului. Încă suntem tineri și ne inspirăm din tradiția universitară a Almei Mater. Cu mare bucurie am constatat că domnul director nu i-a uitat nu pe cei care au fost înainte administrației noastre și care au pus bazele extensiei. Și evident, cunoscându-ne trecutul, având o bază puternică în trecut, putem construi viitorul. De asemenea, tot maestrul Dușan vorbea despre învățământul cu folos. Ce face Universitatea Băbeș-Bolyai, care este, nu numai că se dorește, dar este o universitate de elită la nivelul României și la nivelul întregii Uniunii Europene. Noi vrem un învățământ cu folos. Vrem ca absolvenții noștri să poată să implementeze cunoștințele dobândite în 3, în 5, în 8 ani, în timp de dacă sunt absolvenți de licență, bachelor, master degree sau doctorate, să implementeze aceste cunoștințe în rândul comunităților. Mai multe imagini de la festivitatea prin care s-au sărbătorit 20 de ani de învățământ superior la extensia Sighetul Marmației a Universității Babeș-Bolyai puteți urmări începând cu ora 18:30 la emisiunea Manifest.